Leul moldovenesc scade un pic atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Pentru 20 decembrie, BNM a stabilit un curs de 19,74 de bani pentru un euro, adică cu 3 bani mai mult decât astăzi. Un dolar american va costa joi 17,31 de bani, respectiv va avea cu un ban mai mult față de cursul stabilit pentru miercuri. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1740 de lei și îi vindeau cu 1750 de lei. Iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 1980 de lei și erau vânduți cu 1990 de lei.